așa am ajuns la o chestie care eu sunt ferm convins și acum că s-a întâmplat la noi la Steaua, pe care am vrut să o scriu cât se poate de repede și am întrebat pe un... Nici aminteau, niciunul. Sau, de exemplu, altă chestie. De ce numai soția mea a fost la Campionatul European? În 84? La în Franța. Nu știu. Păi, celelalte poate nu au primit vize. Dar de ce? Pentru că nu aveam eu pile mai mari decât... decât ceilalți, dinamoviști. Pentru că asta a fost cam o primă de joc, de primă de calificare, că putem să ducem soțiile la Campionatul European. Da. Eu, și atunci am... Noi aștept, soția mea a sosit cu Nelly. Da, doamna Lucescu. Doamna Lucescu. Și trebuia să vină craiovenii, Nicostică. Așa, cu soțiile, și nu? Nimeni. Dar ai plătit pentru aia? Trebuie să plătiți? Da, bine, dar trebuia să dormă la ambasadă. Da, da. Condiții care sunt. Nu da, acum că pleci turist. Și vezi, întrebam pe Reciu. L-am întrebat pe Lucescu. Mircea Rednic și amintea ceva. L-am întrebat pe Chiose, dar unul nu își amintește deloc. Ce e superbă piața. Asta e renovat primăria. Noi veneam aici, dacă ți-aduce aminte, cu Steaua ca să cumpărăm video. Că sigur, era bizniță bună, da. Se făcea bizniță bună pe vremea aia, da. Casetele video. Da. Veneam aici de la Bruxelles, da, pregătire la Bruxelles, sau făceam în Olanda de multe pregătire, vara, ce frumoase erau pregătirile alea în Olanda. Cereau numai cartofi prăjiți cu maioneză la masă, acum se vede.